Good evening. Buonasera. It's wonderful to be able to come and worship with you this evening. E minunat să fiu în această seară să mă închin cu voi. And although I don't understand your language, și cu toate că nu înțeleg limba voastră, I do understand the Holy Spirit. Înțeleg pe Duhul Sfânt. And we are one in Christ. Și noi suntem una în Hristos. And so we can worship together. Și putem să ne închinăm împreună. I came to know Jesus for my personal savior as a teenager. L-am cunoscut pe Iisus Hristos ca salvatorul meu personal când eram încă adolescentă. Had the privilege of being born into a Christian home. Am avut privilegiul să mă nasc într-o familie creștină. And while I didn't fully understand what Sebi was speaking, și cu toate că n-am înțeles ce Sebi vorbea, I do believe it was something along the lines of needing a personal experience for ourselves. Am înțeles că trebuie să spun o experiență personală. And so the importance of having an personal experience myself as a teenager. Și aș vrea să vă împărtășesc ceea ce am experimentat eu ca și adolescent. And it was as a young woman I met my husband Alan. Ca și tânără l-am întâlnit pe soțul meu Alan. A Christian. Creștin. And we have a Christian home. Și avem o familie creștină. In which we had our children. Unde am avut copii. And now they're married and we have grandchildren. Și acum sunt căsătoriți și avem și nepoți. And so we can look back over the years. Și ne uităm în urmă cum au trecut anii. And we can testify how good God is. Și putem mărturisi cât de bun este Dumnezeu. We can testify to his presence in our lives. Putem să mărturisim prezența lui în viețile noastre. We can testify to how he has provided for us. Putem să mărturisim cum el a avut și s-a îngrijit de noi. How he has protected us. Cum ne-a protejat. How he has led and directed us. Cum ne-a condus pașii. And my own experience of how he healed me. Și în experiența mea cum el m-a vindecat. I was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma. Am fost diagnosticată cu non-Hodgkin limfoma. Nu știu cum e în română. A very serious cancer. Un cancer foarte serios. In 2001. În 2001. But you know, I recognize when God is speaking to me. Dar am recunoscut când Dumnezeu mi-a vorbit. And God spoke very clearly that I would not die from the disease. Și Dumnezeu mi-a spus că tu nu vei muri din această boală. But that I would be healed and that would be a testimony to God's goodness. Și că eu voi fi vindecată și va fi o mărturie a bunătății lui Dumnezeu. A testimony to his power. O mărturie a puterii lui. A testimony to his presence. O mărturie a prezenței lui. Right here, right now. În acest loc, aici. And so I was very ill for many years. Am fost foarte bolnavă pentru mulți ani. And the disease seemed to be getting worse and worse. Și se părea că boala devine din ce în ce mai rea, se înrăutățește. During that time, God really touched Alan and I. Dar în timpul acesta, Dumnezeu, chiar dacă treceam prin suferință, ne-a atins viețile, mie și soțului meu. He kept giving us words of encouragement from his scriptures. Ne-a dat cuvinte de încurajare din cuvântul lui, din Biblie. He kept us strong and our faith grew. Și ne-a ținut puternici și credința noastră a crescut. And we believed what God had promised would be. Și noi am crezut că ceea ce Dumnezeu a promis va face. And 5 years later, in 2006. Și cu 5 ani mai târziu, în 2006. I was healed. Am fost vindecată. After the disease had been at stage 4B. După ce boala ajunsese în faza 4B, care este aproape de faza mortală. When there appeared to be nowhere else to go. Deci nu mai aveam unde să merg. Deci nu mai era nicio o soluție din punct de vedere medical. And we experienced a peace that was beyond a natural peace. Și noi am experimentat, chiar dacă treceam pe acolo, o pace care întrecea orice lucru, deci o pace care nu ne puteam imagina vreodată că o să experimentăm. And at this time when we're preparing and so close to Christmas. Și era chiar în timpul în care ne pregăteam pentru
sărbători Crăciunul, nașterea Domnului Iisus. I want to encourage you and share with you. Vreau să vă încurajez și să vă spun. That Jesus is the Prince of Peace. Că Iisus este Prințul Păcii. And when his presence is in our lives. Și când prezența lui este în viețile noastre. We have nothing to fear. Nu avem nimic de ce să ne temem. I wonder if you've ever noticed how many times in the Christmas story. Nu știu dacă v-ați dat seama de câte ori în povestea Crăciunului. God speaks to the individuals in the story, do not be afraid. Dumnezeu spune diferitor individual în povestea Crăciunului, nu vă temeți. He said to Zachariah, don't be afraid. Lui Zaharia i-a spus, nu te teme. He said to Mary, don't be afraid. I-a zis lui Maria, nu te teme. He said to the shepherds, don't be afraid. Le-a zis păstorilor, nu vă temeți. And that is as real today as it was 2000 years ago. Și asta este adevărat și astăzi așa cum a fost mai mult de 2000 de ani în urmă. When we have living within us. Atunci când el trăiește în interiorul nostru. The fullness of the Godhead. Father, Son and Holy Spirit in our lives. Trinitatea, Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul este în noi din plin. We have nothing to fear. Nu avem nimic de ce să ne temem când ei trăiesc în noi, în viața noastră, pe deplin. You know, I woke early this morning because we had a long journey to make. M-am sculat dimineața azi pentru că a trebuit să venim de departe. And I was thinking about our precious gift, Abigail. Și mă gândeam despre acest dar minunat, Abigail. And I was wondering what sort of society she's going to grow up in. Și mă gândeam în ce societate va crește ea. I was wondering what will life look like in her when she's 20 or 40 or 60 years old. Și mă gândeam cum va arăta viața când ea va avea 20, 40 sau 60 de ani. And with great joy and hope I could know. Și cu fericire și speranță știu. As this young life is dedicated to God. Că această viață tânără, când este dedicată lui Dumnezeu. As she's under the care of Lena and Radu. Fiind sub îngrijirea părinților ei credincioși, Lena și Radu. As we participate in this dedication to say we will encourage Abigail. Și prin această participare a noastră la binecuvântarea ei, noi o vom încuraja pe Abigail. To learn and to grow in God. Ca să crească și să îl cunoască pe Dumnezeu. Then she too has that joy. Și ea va avea parte de acea bucurie pe care o avem noi. She has that hope. Ea va avea acea speranță pe care o avem noi. She has that peace. Va avea acea pace. And no matter what society may look like. Și nu contează ce se va întâmpla în viitor în societate. God with us. Dumnezeu când este cu noi. Means we have nothing to be afraid of. Noi nu vom avea nimic de care să ne temem. The illness was very serious and life-threatening. Boala care am avut-o a fost foarte serioasă și practic îmi punea în pericol viața. But I can testify that I was not afraid. Dar pot să vă mărturisesc că nu m-am temut nicio clipă. And I can testify to the peace that passes all understanding. Și pot să mărturisesc că am avut o pace care poate nu o înțelegi decât atunci când o experimentezi. And I can testify to the joy that's not dependent on external circumstances. Și pot să mărturisesc că de o bucurie care am avut-o, care nu era dependentă de ceea ce era, se vedea în exterior, de boală și alte lucruri. And his name is Jesus. Și acea prezență și pace este Iisus Hristos. And he is God. Și El este Dumnezeu care este cu noi. Thank you for listening to my testimony. Mulțumesc că ați ascultat mărturia mea. And God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze.